6 seara, chiar când am ajuns la camping, s-au împlinit 7000 de kilometri de când suntem pe drum în marea noastră aventură moto din Norvegia. E bine că acum dimineața nu e aglomerat pe drumurile astea, că e destul de îngust, sunt foarte multe porțiuni de drum îngustat. Și dacă prinzi campere sau autobuse, destul de nasol. Astăzi e o zi de marți, e ok. Oricum nu prea am observat lei mare diferență de trafic între weekend și zilele săptămânii. Uite, aici este ceva trecere cu ferry, dar noi n-avem treabă cu el acum. Dacă am fi avut, am fi ajuns la fix. Bună dimineața, dragilor! Este ziua 28-30 iulie 2024. Confirm. Da. Robert, acum cum a văzut că îl filmezi, imediat se face cadună. Da. În rest eu fac treaba. El e numai cu... papagalul. Știți voi, pe drum, cum blagă. Și munca cel mic. Așa. Ce facem astăzi, domnul Robert? Păi ce facem astăzi? Ne adunăm că e cam un orat în jurul nostru. Da, chiar e. Și o să fie un traseu de vreo 330 de kilometri. Teoretic merge spre Stavanger. Mm-hmm. Suntem undeva pe lângă Voss. Da, vedem. Vedem. O fi fain. Trebuie să adunăm cortul, lăsăm la uscat și ne vedem pe drum. Ne vedem, dragilor. Hai să vă arăt norii. E timpul să plecăm și de aici, din Flatlandsmo Camping. A fost un camping chiar decent. Singura treabă e că am fost cumva destul de în spate și WC-urile au fost foarte departe de noi. Internet, Wi-Fi nu prea am avut, dar nu-i problemă că am avut netul nostru, dar în schimb prețul a fost bun, 270 de coroane pe noapte, cu tăcu curent, cu duș, cu tot. Deci aia vine vreo 22 de euro. Uite aici motocicliștii la cabană, dacă au avut bani. Și ne pornim la drum. Vremea încă e bună, chiar foarte bună. 17 grade. E ora 9:25, chiar ne-am mișcat bine de tot cu adunotul cortului. Vedem cum ne sincronizăm astăzi cu Gabi. El iară e prins cu programul lui cu bicicleta, cu antrenamente. Vedem cum o fi. Ne descurcăm cumva, dar până la el mai avem de trecut și cu un ferry la un moment dat. Vrem să vedem și ceva cascadă. Traseul în sine pare să fie frumos. Suntem pe drumul 13 în continuare, da. Acum văd aici pe Carpuride. Vedem dacă ne face și ploaia vreo surpriză astăzi. O fi fain. Ne începem dimineața cu primul tunel la nici 2 km de camping. Are 4 km. Astăzi o să mai avem de trecut ceva tunel, cred că în zona aia de Bergen, pe sub apă ceva. Adică n-am mai trecut de mult tuneluri așa lungi. O vremea faină și dincoace de tuneluri, pentru că pe lângă cel de 4 km am mai trecut unul de 2. Deci în total 6 km de tunel. Și acum văd că e interesant și dincoace. Înaintăm așa încet, mai avem 3 km și virăm la dreapta, părăsim drumul 13, o luăm pe drumul 7. Facem dreapta, conjurăm cumva lacul ăsta de aici, cum au cimitirul pe deal, tot e îngrijit, flori la fiecare. Și aseară, chiar când am ajuns la camping, s-au împlinit 7000 de kilometri de când suntem pe drum în marea noastră aventură moto din Norvegia. Uite, mergem spre Bergen, 126 de kilometri, doar că nu trecem chiar prin Bergen, ci o să mergem cumva sub el un pic. E bine că acum dimineața nu e aglomerat pe drumurile astea. E destul de îngust, sunt foarte multe porțiuni de drum îngustat
Și dacă prins campere sau autobuse, destul de nasol. Astăzi e o zi de marți, e ok. Oricum nu prea am observat lei mare diferență de trafic între weekend și zilele săptămânii. Uite, aici este ceva trecere cu ferry, dar noi n-avem treabă cu el acum. Dacă am fi avut, am fi ajuns la fix. Noi mai avem de continuat. Convoy after 7 km, next convoy towards Nord, 10 și 10. Nu știu exact ce înseamnă aia. 7 km. Ce se întâmplă? Da, se pare că de aia nu prea e trafic pe drumul ăsta. Aici în față mă apare roșu, se lucrează la drum, chiar aici după curbă. Să vedem în ce stadiu prindem semaforul. Pe roșu sau pe verde? Se pare că e închis. Na, bun. Hello. Yes. 15 minutes. Ok, thank you. 15 minute, deci am ratat. Înseamnă că e, da, 7 km e porțiunea. Bine, așteptăm. Au trecut cele 15 minute și vine convoiul care era trecut acolo pe acea plancardă electronică. Vin mașinile de dincolo, după care urmăm noi. Cred că sunt ceva căderi de pietre acolo sus. Fi fost ceva alunecare de teren. Vedem imediat la ce lucrează băieții. S-ar putea să trebuiască să așteptăm să se întoarcă mașina aia albă, uite acum. Și acum mergem încetuți după asta. Suntem escortați. Aici lucrează oamenii. Au tăiat ceva copaci de acolo de sus. Și acum le taie. Și aici se mai întâmplă ceva lucrare. Consolidează pereții ăștia. Aici a fost iară ceva alunecare de teren. Uite, aici a distrus parapetul. Aici a căzut ceva urât. Ai. Da. Aici sunt construcții mari, se desfășoară lucrări masive. Drumul e foarte rău. Aici efectiv a plecat drumul în stânga noastră. E o porțiune destul de lungă afectată, când ne scrie acolo că 7 km. Na bun. Am trecut și de porțiunea asta. Ne apropiem de acel pod pe care o să-l și traversăm. Pare destul de vechi după construcție. Nu pare ceva prea modern, prea nou. Hai, poză! Super! Uite că avem și un semafor aici. Probabil podul e destul de îngust. Interesant, pilonii ăia. Uite acolo cât îs. Aici seamănă zona un pic cu Italia. Cu Lacul, Como și cu Garda. Aduce un pic smunții așa, apa, cam de aceeași lățime. Drumul, cam în aceeași manieră. Aici deja numai că e intrat prea mult în interior. Dar acolo, înainte, unde nu am filmat, era o porțiune care
chiar semăna destul de tare. Peisaje similare. Facem sensul girator aici, ne întoarcem un pic înapoi și intrăm în ESO aici. Se pare că este mâncare. De alimentat nu-i nevoie, dar am nevoie de mâncare. După o oră jumate de când am plecat din camping, avem și micul dejun aici la benzinăria ESO. Felie de pizza, un mini burger și trebuia să fie și un cappuccino, dar s-a apăsat butonul greșit și nu mai fac cappuccino. E în regulă. Mâncăm și continuăm. Intrăm în Norheimsund. Uitați ce locație unde am plasat. Foarte fain. Prima oprire oficială pe ziua de astăzi. Deja se vede aici în față, în dreapta. Ajungem la într-un kilometru. E vorba de o cascadă, Steinsdalsfossen, dacă am pronunțat corect. Și are o trecătoare, așa poți să treci prin spatele ei. Să vedem unde putem opri. Chiar faină. Am coborât de la cascadă și a început să picure. Pare ceva local. Nu pare nimic grav. Faină cascada, interesantă treabă. Trecem printr-o zonă din asta îngustă. Tocmai ne-am întâlnit cu un camion într-o curbă. A fost destul de delicată situația. Dar e frumos drumul. Suntem pe drumul 49. Am mers așa pe coastă de-a lungul apei, dar acum am intrat un pic mai mult pe în uscat. Uitați ce frumoasă e zona. Oamenii își lucrează terenul, pregătesc fânul. Uite, copil era la volanul tractorului. Iar porțiuni din astea înguste. Mai complicat un pic pe drumurile astea când întâlnești așa campere și ei neputând merge prea tare. Sunt tu cu 40, 50. Tu te-ai duce cu vreo 60, 70. Uite că omul m-a lăsat. Ai văzut ce cu bun simț a fost. Uai, ce e aici? Mamă, ce pantă! Acum cred că pot să trec și eu. Sper să nu vină nimic. M-au lăsat să trec, au fost oameni faini. Am mai luat acum pe un alt drum. Parcă și mai mic decât cel pe care am venit până acum. Am făcut la un moment dat stânga. Și
Mai avem 22 de kilometri, cred că până la ferry îi dat punctul. Dar drumul chiar nu-i grozav deloc. E o zonă din asta foarte pustie. Se mai trece câte o localitate micuță, dar în general drumul e cam de nivelul ăsta așa. E fain, pot să zic că nu e fain, dar parcă la un moment dat e cam satur deja de el. Problema e că mai vine câte o mașină din când în când. Mai vine câte un camion mare. Dacă vii și prinzi trafic bun, în sensul de trafic puțin, să nu fie aglomerat, e chiar fain, dar dacă ai ghinion aici să prinzi mai multe campere sau trafic mai intens, îi apucă pe ăștia să se plimbe, atunci e destul de nasol. Așa, zona chiar e faină, ești în permanență pe lângă apă, printre munți, zonă împădurită, chiar frumos. A început și să picure așa un pic, nimica grav. Uite aici ce nebunie de drum. Destul de distrus drumul pe aici, chiar dacă pare făcut. E făcut, dar e făcut prost. Chiar ne-am întâlnit cu cineva în parcare acolo la benzinărie unde am luat micul dejun și zicea omul că dacă mergem în direcția aia de Bergen să avem grijă că drumul e destul de rău și îngust și într-adevăr e exact așa. Acum la mine e un pic problemă că eu sunt foarte lat, am cutiile laterale late de tot. Uite ce frumoasă e zona asta. Dacă nu ești așa de împachetat, iară, nu-i chiar așa problemă. Că te mai strecori dacă vine o mașină. Am coborât de pe nebuniile alea de drumuri. Uitați ce frumos e tot. Și mai avem 15 km până la feriul din Hodnanes. Ce fain e traseul ăsta, chiar așa, jos la nivelul apei. Parcă ești prin Muntenegru, prin Golful Cotor, pe acolo, când faci tot golful ăla. Faină senzația. Uite ce îngust e iară drumul pe aici. Aici dacă te întâlnești cu un bus și tu ești cu un camper, s-a cam încheiat jucăria. Acum ajungem în Hodnanes, de unde trebuie să luăm feriul. Dar tocmai ce am văzut un grup de mașini venind încoace. Și îl mai prindem? Hai să întrebăm. Alo, tu Jetwick? Am ajuns pe partea de Jetwick și a început ploaia. Să vedem cât ține, cum ține. Noi trebuie să ne continuăm drumul. Aici sus trebuie să facem stânga. Am ajuns pe ceva drum mare aglomerat, pe drumul E39 iară. Ăsta e drumul ăla mare principal. Uite, Stavanger, E39. În dreapta era Bergen, dar nu mergem în Bergen. Hai să vedem ce tunel trecem aici. Cred că e ceva scurt, că nu e scris nimic la el. Da, e nimic, e 100 de metri. Era bun acum un tunel lung, să nu ne fi plouat. Mai urmează unul de 600 de metri, tot scurt. Momentan văd că nu mai plouă. E ceva nord din ăsta local numai, care se învârte pe zona asta. Mamă, cât e de fain, iar avem de trecut un
pod din ăsta imens. Prima oară avem un mic viaduct care cred că permite și animalelor trecerea. Și după ce ieșim de aici, avem un pod de 1 km 100. Din partea cealaltă mai este unul. Numai înainte spre Stavanger, un tunel de 8 km. Asta e ăla ce trece pe sub apă. Și avem și o coborâre ca să intrăm sub apă de 10% panta. Asta va fi interesant. O să avem ce urca la ieșire. Deci chiar are pantă bine de tot. Sunt într-a 5-a și îl las în frână de motor și merge cu 80 la oră. Exact cu limita maximă admisă prin tunel. Mi se înfundă urechile. Mai 7 km. Mai avem 6% înclinație. Deja suntem aproape în punctul maxim coborât. Este imens tunelul. Avem 2 benzi pe urcare. Pentru că e o pantă foarte abruptă. Circulă multe camioane pe aici. Sunt făcute 2 benzi pe sensul de urcare. Mai 6 km, 2 am făcut deja. Din punctul ăsta începe la noi urcarea. Și era un semn unde scria că suntem la 204 metri sub nivelul mării. Avem ce urca înapoi. Mai oprim și noi să facem o pauză. Pare ceva mai mare aici. Hai să vedem. Uite că e cu mâncare, cu cafea, cu tot ce trebuie. Uite aici fructe. Uai, trebuie să ne luăm ceva fructe. Am schimbat și drumul un pic. Nu am mâncat mare lucru la benzinărie. Am împărțit o înghețată. Iasmina și-a băut un cappuccino. Fructe nu am mai luat, că erau destul de mari cantitățile și nu mai le luam și ne rămânea. Am vorbit și cu Gabi. El diseară are din nou program cu bicicleta, merge să antreneze. Cred că iar o să ne sincronizăm cumva la fix. Că mie aici pe Google Maps îmi dă că am ajunge în jur de ora 5 în Stavanger. Unde vrem să vedem ceva monument din ăsta cu săbii. Și de acolo mai avem, cred că vreo 10-15 minute până la el. Deci am ajuns de până la vreo 5:20 la el. Dacă nu ne oprim în cele 2 ore de loc. Și el ajunge pe la 5:15 acasă și pleacă pe la 6. Deci cred că ne sincronizăm la fix. Hai că din nou se lucrează la drum. Dar am avut noroc și am prins la fix. Nu am stat la semafor aici. Rupe din piatră. Uite, Suzuki 800-le nou. Avem un pod fain iară de trecut aici, pe care îl vedem în față. Mai avem 700 de metri până la ferry. Unul e în port, dar pe ăla sigur nu-l prindem, că e foarte mult trafic. Și unul acum vine, vreo 5 minute ajunge. Cel mai probabil sperăm să-l putem lua pe ăla. În ăsta acum se îmbarchează lumea, dar e foarte mare coloana de mașini. E drumul principal, E39, cel mai circulat drum, cred că, din Norvegia. Dar e bine că sunt băgate 4 feriuri pe cursă.
Băi, ce tare! Cu camperul și cu smart după el și ce număr fain are. Bud. Ai, ce tare! Na bun, avem de așteptat, văd că nu ne lasă la îmbarcare. Bun, s-a pornit rândul și partea bună e că, uite, o să fim primii. Și feriu acum au ajuns. De fapt, acum e pe drum. Pe mine mă cheamă acolo. Ba! Thank you! Ai văzut că motocicliștii sunt chemați în față să nu ocupe rândul. Nu, uite-l ce fain ăsta, cum a plecat. Vine încet celălalt ferry. Noi între timp am și plătit 57 de coroane, vreo 4 euro și un pic, 20 de lei. Deci când s-au deschis porțile la ferry, zici că autostradă s-a deschis aici cu 3 benzi. Deci fie antenă pe ăsta cu remorca după el. Uite aici, caravane, tot ce vrei. Uite că pe aia îi scoate de jos, din subsol. Are capacitate mare asta. De unde o fă băgat aia? Jos, în subsol, pe două nivele. Tare. Yes? Unde mă bagi? Jos. Am ajuns. Bun. Hai că a fost faină experiența și cu ferry. Ne mai dă 33 de kilometri până în centru la Stavanger, unde vrem să vedem săbile alea. 20 de grade. Păi mi-a pare destul de ok în zonă, e înnorat. Dar e bine. Uite, Stavanger Commune, ăsta e cum ar veni județul. Suntem din nou într-un tunel care va trece pe sub apă, cu o lungime de 4,5 km. Și e într-o curbă, așa cumva coboară sub apă, nu drept, e spre dreapta. Așa, asta are o inclinație, cred că de 8%, parcă scria. Se înfundă urechile așa repede coborâm. În tunelurile astea care sub apă, nu-i frig. Avem 22 de grade și suntem la 133 de metri sub pământ. Dacă îi dau ca patra, că avem o urcare aici. La tunelurile alea din munți, nu cobor, cum să zic, sub pământ. Efectiv, te duci prin munte și ai de la 9 grade la vreo 14-15 grade, cam așa. Aici, fiind sub apă, chiar dacă suntem la o adâncime mare sub pământ, nu-i frig. Oricum, atâta infrastructură de tuneluri, nici nu-mi puteam imagina. Și nici nu am trecut prin tunelurile alea cele mai mari și cele mai lungi din Norvegia. Ăla de la Lierdal, de 25 de kilometri, ăla nu l-am făcut, doar am trecut muntele pe deasupra. Curge și apă din camion, adică după tunelul ăla urmează și un pod. Văd ceva aici pe hartă, acum spre dreapta. Uite ăla acolo. Ce bate vântul în zona asta. Plin de poduri, mai e unul în partea aia cu care noi nu avem treabă acum. Aici, în mod normal, era ceva stație de taxare, cred că de drum. Se pare că nu mai e. Avem semnul că e radar, e cameră. Urmează iar o pantă de 8%. O coborâre pe sub apă din nou. Un tunel de 6 km. E mai cald în tunel decât afară. Afară erau 19 grade 20, iar aici avem
24, cred că 23-24. Da, chiar a trecut de 24 de grade deja. Foarte cald. Noi nu urcăm pe autostradă. Mergem pe aici lateralnic. Și undeva aici, uite, avem săbile, avem și o parcare. Ce bine miroase, ceva grătar aici. Și eu am crezut că sunt mult mai mari. În poză păreau imens. Da, dar nu sunt. Oh, hai că nu sunt chiar micuțe. Cât au vreo 10-12 metri. Poza aia ce mereu cât erau imens. Da, păreau zici că ceva monumente, da, imense. Da, da, da. Vezi? Pozele denaturează. Pui ăsta pe masă. Trei săptămâni și 5.000 de kilometri mai târziu, înapoi la Gabi, lângă Stavanger, în Sola. Hai să vedem dacă e acasă omul. Suntem gata despachetați. La căldurică urmează să ne spălăm, să ne punem chestiile la încărcat, la descărcat. O să rămânem cel mai probabil aici două nopți, după care vom continua spre cel mai sudic punct și înapoi spre Kristiansand, unde să luăm feri. Astăzi este marți și cel mai probabil plecarea din Norvegia se va întâmpla vineri. Deci probabil că ziua de mâine, adică ziua 29, o să fie pauză și în ziua 30 plecăm de aici și în 31, cum ar veni, plecăm din Norvegia. Cred că v-am înnebunit de cap destul, deci rămâne să ne auzim. Asta a fost pentru astăzi, o zi destul de grea, cu încercări psihice un pic, a fost foarte mult, 50 la oră, curbe, nebunii, dar am trecut și de o grămadă de tuneluri, de 6 km, de 8 km, de feri, de ploaie, de vânt, de tot. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați să ne dați un like, un coment, un subscribe și bineînțeles că vă mai așteptăm la noi pe canal. Nu uitați de... cafea! Ciao!